Bun găsit, dragi telespectatori! Iată-ne la o ediție specială. Specială cu o doamnă avocat specială. Cine credeți că este? Vă dau 100.000 de euro dacă aș avea. Nu, poate cu timpul ne face doamna avocat să fim mai bogați, pentru că la urmă urmei avocații ăștia sunt cam bogați. Eu n-am văzut avocat sărac. Sunt românile și bine ați venit, doamna avocat. Sunt avocați săraci? Cred că nu sunt avocați săraci. Să știi că eu pe toți și pe săracii blestem să fie bogați. Nu bogați, mediu, dar să fie bogați în sănătate. Cred că noi avocații nu suntem săraci. Da, așa. Nu știu la ce vă referiți a fi bogat. Bogat, să fii sufletește, să ai o sănătate perfectă. Perfectă, exact. Pentru că la urma urmei e sănătos. Da, devine și bogăția materială dacă muncești. Normal. Păi bineînțeles, da. Bineînțeles. Materialul susține sănătatea, da. Materialul susține partea pozitivă din viața noastră. Da. Dragi telespectatori, alături de mine se află doamna avocat Maria Minea. Eu am recrutat-o ca în sezonul de toamnă, iarnă, ca în fotbal, și atunci dacă au apărut recrutările, facem și noi achiziții exact. Importante, da? Și am zis să dezbatem o emisiune, pentru că eu mă gândeam, dragi telespectatori, că niciodată nu o să fac emisiuni politice. Însă mi-a ajuns, uite aici, da, și am zis că din când în când, așa, să vă mai trezesc din somnul adânc, da, să mai facem și câte o emisiune de consens politic. De politică. Putem vorbi. De politică actuală. Da. Că de fapt consens nu există. Exact. Da. Există numai indexul limbii române, dar practic murim cu dexul și cu Biblia la cap, că pe toți puțin interesează de publicul telespectator sau de publicul spectator, la urma urmei, că totul e un spectacol. Nu chiar pe toți. Nu. Așa o fi. Eu cred că nu chiar pe toți. Sunt, da. Sunt și persoane care îi interesează situația din țara aceasta, numai că nu se implică și stau rezervați. Da, asta e o greșeală. Alții nu se implică, dar dau votul în mod prostesc. Dar nu de voturi vorbim, că tocmai s-a terminat aceste campanii electorale. O campanie electorală, că vor, da. Începe alte campanii electorale. Bad la fereastră. Aș vrea ca să vorbim puțin, da, despre, dar cred că în partea a doua vom vorbi despre avocatul poporului, da. Dar vreau ca să vorbim rolul în societate al CCR-ului. Curtea Constituțională a României. Da. Din punctul meu de vedere, da, ca un o persoană amărâtă, o persoană care nu este implicată politic, în viața politică. Da? Dar vrei, nu vrei, trebuie să înghiți toate neroziile unui sistem. Da? Și atunci am zis, domnule, haideți să vedem pentru ce plătim noi CCR-ul ăsta, da? Și nu neapărat, atenție, uitați-vă la mine, doamna avocat. Așa. Pentru că mulți ne gândim că trebuie respectată legea. Și sunt de acord. Dar sunt probleme sufletești, probleme reale, da, care nu mai contează de lege, ci sunt interpretări pe lângă lege, în folosul unora sau altora. Eu, la ora actuală, ca un simplu cetățean, am zis și am făcut o scurtă descriere, văd că, de fapt, CCR-ul, da? Deci aveți tot dreptul ca să mă corectați, sau să mă corectezi, Maria, hai să fim la fel tu, pentru că vorba aia, eu te-am crescut. Eu nu-mi permit să da. Fiu la fel tu. Eu am crezut că mă protejează CCR-ul, da? Dom'le, dar eu am văzut că, practic, CCR-ul ăsta nu prea este implicat în a proteja lumea pașnică. Vedem fel și fel de legi
sau atitudini legislative, poate e mai corect așa, făcute de Parlament, făcute de guvern, unde CCR-ul vine și caută să le modeleze. Câteodată le modelează ca lumea, câteodată e în sprijinul mafiei. Păi este arbitru. Eu, din punctul ăsta de vedere, cu tot arbitru, aș fi. Da? Dom'le, la ce îmi trebuie mie CCR-ul ăsta? Pentru că nu văd că e în slujba mea, că eu îl plătesc ca cetățean, da? Taxele și impozitele mele se duc în buzunarele unor oameni care nu-i văd altfel decât huzuresc pe bani mulți și aroganți din partea lor. Curtea Constituțională a României este unica autoritate din România independentă, așa ar trebui să fie și eu consider totuși că este independentă. Făceam corecturi, atâta timp cât sunt numiți de politicieni. De unde atâta? De orice autoritate publică din România. În legea specială a Curții Constituționale, legea numărul 87/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, chiar și Constituția României, că am adus-o chiar cu mine, este specificat despre Curtea Constituțională în mod special față de organizarea, față de atribuțiile, față de condițiile de numire, de articolul 142 și următoarele din Constituția României, ar trebui să fie Curtea Constituțională exact cum scrie la lege. Uh-huh. Autoritatea de jurisdicție în care să fie arbitru între legile care se contestă la ei. Problema este că judecătorii numiți la Curtea Constituțională sunt numiți conform legii, conform Constituției, de Senat, de Camera Deputaților și de Președinte. Sunt 9 judecători în total pe o perioadă de 9 ani fiecare. Judecătorii numiți de Senat și de Camera Deputaților sunt numiți de către partidele politice care sunt la momentul acela majoritari. Și atunci se subînțelege că cei numiți ca judecători trebuie să țină cu partidele care i-au numit acolo. Și din punctul ăsta de vedere, nu este o greșeală. Din punctul meu de vedere, nu sunt jurist, tu ești juristă, ai vechime în câmpul muncii, ți-au trecut prin mâini din 2001 până și acum, prin cap aproape 20 de ani. Atâția, vechime, cu fel și cazuri. Da. Spețe mai ușoare, mai complicate, mai și delicate. Așa. Da. Bun. Se pune problema. Deci din punctul meu de vedere, da? Eu, și dacă eram în locul tău, ca avocat, și poți să-mi dai un răspuns ca avocat, că nu trebuie neapărat să am dreptate, pentru că acum sunt țări unde au CCR, da? Sunt în alte părți unde nu au. Majoritatea țărilor au curți constituționale. În America, de exemplu, Curtea Constituțională se numește în alt mod, dar există, da, inclusiv nu. Eu vorbesc de CCR ca lumea să înțeleagă, nu de ceva similar. Există în Franța, Republica Moldova, în Turcia, în Rusia, în Elveția, deci în majoritatea țărilor există această curte constituțională. Deci eu am zis că există și că nu există în alte părți. Procentul că nu există în alte părți, nu contăm. Nu punem la punctaj ca ele. Există și nu există. Există. Bun. Problema este că eu, din punctul meu de vedere, am spune, domne, la CCR, da, trebuie să acționăm altfel. Da? Din rândul judecătorilor, din rândurile procurorilor, din rândurile avocaților. Dumneavoastră spuneți că legea de organizare și funcționare a Curții Constituționale ar trebui modificată în acest sens. Există o inițiativă legislativă
a unui chiar deputat, nu știu cum îl cheamă, dar chiar am citit acest lucru, de modificare a legii, încă este doar în faza de propunere, nu s-a a început să se dezbată ceva în acest sens, în care judecătorii numiți la Curtea Constituțională să fie din cadru, adică să fie la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, unde Consiliul Superior al Magistraturii să știe că este forul tutelar al judecătorilor și al procurorilor. Da. Bun. De ce să implic eu factorul politic, care este factorul coruptibil? Da. Da? Și să nu merg pe prezumția de nevinovăție, să-ți dau ție ca avocat ceea ce a cezarului acest drept. Mă rog, cum se organizează problema asta, parcă mai puțin mă interesează, dar mă interesează vârful piramidei, da, din punctul ăsta de vedere, ca încât acești oameni să nu mai fie implicați din punct de vedere politic. Că dacă te uiți la tot eșichierul politic, toți ăștia au trecut printr-un partid sau altul. Așa este. Da? Și drept dovadă chiar președintele, dacă se ia, exact, Valer Dorneanu, se ia de unde a pornit, a trecut prin așa. Și trebuie să ne gândim și aici să asociem și cu problema avocatului poporului, da? Nu neapărat trebuie să treacă a doua parte, dar să le conjugăm. Pentru că vedem, avocatul poporului, la anumite nereguli care s-au întâmplat, nu mă refer neapărat la Dragnea, la Cutare, la Cutare, Nu. Noi vorbim de fenomen, pentru că corupția la noi în țară este un fenomen. Corupția este un fenomen mai scăzut la acest moment, dar corupția, cum de altfel dumneavoastră știți foarte bine, corupția este în toate țările. Începând din America, o secundă, ajungând până la noi. De acord, dar eu spun... Noi știm lucrurile de aici, de la eu noi. Eu am fost prin țări civilizate, am trăit și astea. Balamucul pe cașcaval care e în Parlament la noi și în guvern, da? Nu există. Cele mai mari cazuri de corupție, da? Și mă refer nu numai ca buget cât să fură, puhoi de oameni. Păi trebuie să ne gândim la un lucru și vă rog să nu fiți elegantă cu mine. La un lucru. Că și în dățile trecute în Parlamentul României colcăiau corupții. Păi peste 300. O secundă. Ceea ce în Parlamentul German, dacă e 1, 2, tot corupție se numește, dar hai să vedem complexitatea corupției. Da? Pentru că la noi Parlamentul fiind plin de corupți, fiind plin de penaliști, vorba vine, exagerez, dar 300 de inși cu probleme, pentru mine există, pentru mine ca cetățean, există o problemă și vezi că ăștia vin și spun, tu vei fi judecător acolo, băi, da, vezi acolo, te bag în CCR, dar știi ce? Fii atent că îmi susții drepturile, adică drepturile de infractor. Aveți dreptate și în acest întotdeauna sens. Am avut dreptate și când m-am născut pe o rază și de lumină. În acest da? Sens ar trebui schimbată legea de alegere a unui senator sau unui deputat. În sensul că ar trebui să fie niște criterii foarte clare de selecție pentru a putea să ajungă o persoană în acea poziție. Și aici îți dau o replică. Tu vorbești ca o adevărată doamnă democratică, că așa vezi democrația, da? Dar aceste legi, cine le fac? Tocmai acei parlamentari, păi asta spune, care, o secundă, care știu, bă, dacă n-a venit Potera pe mine azi, mâine, poi mâine, știu că poate vine după ce îmi termin mandatul. Și tot o iau pe cârcă. Dar o iau, nu iau, schimb legile cum vreau eu și am scăpat de bâta pe cârcă. Da? Pentru că acest sistem, nemernicia lui, a ajutat la devalizare sau complici la devalizare. Așa este. Mi-aduc aminte, nu prea de mult, fusesem în China. China acum 30 de ani, poate mulți dintre cei care au călătorit în China acum 30 de ani,
era recunoscută în pagode și multă mizerie. Da? Când a început politicul să afecteze viața, și a zis, hai că nu se mai poate așa, și când justiția a dat cu ciocanul în masă și a zis, toți miniștrii sunt corupți, i-au luat și în piața Tiananmen le-a pus bazmaua lui Tușaveta la ochi, le-a pus cartușul în plic, le-a trimis membrilor familiei, da, să-l deconteze. Eu nu spun că trebuie să ajungem la așa ceva. Eu cred că eu... O secundă. Trebuie să ajungem însă la faptul că legea și judecătorul trebuie să fie foarte aspru. Da. Trebuie să fie aspru. Da. Așa este. Și sunt judecători, sunt procurori, eu cunosc, având în vedere că sunt avocat de instanță, care sunt aspri și aplică legea exact cum trebuie. Păi astfel de oameni trebuie băgați la CCR. Da? Am dat un exemplu. Da, dar, o selecție. Dar vedeți, dar vedeți, acești judecători sau procurori nu și depun sau nu fac diligențele necesare pentru a ajunge acolo. Ei stau acolo unde sunt. Pentru că el știe, o secundă, pentru că el știe, bă, ce mă duc eu să... Sunt tobă de carte, ce mă duc eu la politicieni ăștia care unii sunt analfabeti funcționali? Da, am văzut că și fostul ministru de la Hidroelectrica, nici ăla n-avea studii, da? Deci, într-o țară unde trăiești în fals, tu, ca judecător, care ești zbir, trebuie să semnalezi, să vii la televiziune, la Inedit TV, la alte televiziuni, să zici, domnilor, toți suntem afectați, dar acel judecător care e deștept și bravul lui, care, da, este complice la un sistem pentru că el are multă minte și mintea lui trebuie folosită. Așa este. Și sunt foarte mulți judecători, procurori, avocați, eu mă refer la, la cei care sunt oameni cu o capacitate deosebită și oameni care, judecători care judecă corect. Da. Conform legii, cu legea în față. Avem politicieni, da? Nu mă refer la personajul ăsta din față. Avem judecători, avem CCR. În Constituție, că văd că ai Constituția, mi-aduc și aminte de când eram pe vremea războiului, da, că la articolul 16 spunea nimeni nu-i mai presus de lege. Da, așa trebuie să fie. Păi și eu spun un lucru. Dar revenind la Curtea Constituțională, unde judecătorii sunt numiți, da, și unde față de o parte din deciziile care le-au dat au fost interpretabile pentru politic, pentru o parte sau pentru alta, din cauza asta credibilitatea nu mai este față de ei 100%. Credibilitatea asta macină poporul. Această credibilitate, bineînțeles, în ghilimele, a făcut ca poporul să fie disperat, mamă împotriva copilului, copilul împotriva mamei și a bunicului. Da, să nu devină judecătorul de la Curtea Constituțională. O secundă. Ba da. Hai să vedem. Când a fost Toader ministru, da? S-au făcut niște cereri, niște adrese să nu se schimbe codul penal și așa mai departe. Și ce s-a făcut din codul penal? S-a făcut vraiște. Da? Să vedem care a fost atitudinea CCR-ului. Nu a fost fair play. Da? Legea demnitară, spunem așa. Băi, suntem în Uniunea Europeană, vedem ce spunea de la Curtea de la Veneția, ce spun Darcu, și eu am încredere în astfel de personaje pentru că au un IQ mai ridicat decât noi. Eu nu aș... O secundă! O secundă! Păi tu nu, că ai trăit și tu în sistemul comunist, da, și reminiscențele pot fi, da. Ei au trăit într-un alt sistem elegant.
I-am înțeles lucrul ăsta din cauza aceasta, considerând că alții sunt mai deștepți decât noi, noi plecăm capul. Nu, nu este așa. Eu consider că IQ-ul nostru este peste... Nu. De ce? Pentru că nu știi care este situația IQ-ului, da? Nu știi standardul. Deci cei de la Veneția, Darko, sunt din judecători, din țări, care au un IQ superior 9. Noi suntem ultimii în Europa, cu un IQ sub 90, atenție. Din Europa de Est vă referiți? Nu, Europa. IQ-ul în Europa... este, mă refer la cele mai civilizate țări, Suedia, Danemarca, Germania, da? Astea câte, Finlanda, țările care din nord. Au, da, care au un alt IQ. Au o altă legislație mai performantă. Sunt țări care gradul de corupție la nivel înalt există sau lipsește cu desăvârșire. Când zic că există, e poco. La noi, colcăie. Nu știi pe cine pui ministru, da? Nu, dar trebuie să știi. Parcă pe vremea lui Ceaușescu, a comunismului, erau aia de cadre, cum să numesc? Da, comisie de cadre sau cu așa. De cadre acolo, birou de cadre. Și ala tată spunea, ce carie ai în gură, ce... dacă ai tubul digestiv afectat, știe totul. Din acest motiv, Partidul Românilor Patrioți de Pretutindeni, la care președintă sunt, eu, pe membrii pe care îi primesc în partid, le dau o fișă ca să știu clar ce persoane intră ca membri în partid. Păi dar și ăștia pot să mintă? Nu pot să mintă, fiindcă dacă solicit să-mi aducă un cazier acolo, cazierul nu minte. Adică și dă declarație pe propria răspundere că datele pe care le trece în acea fișă sunt reale. Da. Deci de aici ar trebui pornit. Pentru a participa ca parlamentar, senator, deputat și ca ministru, ar trebui să știe la fiecare partid, bineînțeles să știe pe cine propune pe aceste poziții, care sunt poziții cheie într-o țară și unde se pot descoperi lucruri care pot duce la scăderea încrederii în partidul respectiv. Da. Raportat de ceea ce am spus cu miniștrii care s-a întâmplat în China, parcă a fost apoi un flash. A înflorit China. S-a dezvoltat China. China e, la ora actuală, a doua putere în lume. Da. Așa este. Și eu cred că e prima. Pentru că puterea economică și puterea financiară bancară, eu cred că la ora actuală America nu ne poate cumpăra, chinezii ne pot cumpăra pe toți. Așa este. Așa este. Da? Problema este că și la noi... la noi, o secundă, că asta vreau să spun. La noi, judecătorii care închid ochii, CCR-ul care o bălmăjești cam cum sunt interesele de partid, da? Ăștia sunt criminalii democrației și trebuie să reparăm chestiile astea. Păi trebuie reparat prin modificarea legilor, prin modificări. Dar articolul 16 funcționează. Funcționează pe hârtie. Păi, avem legi? N-avem executanți. Cine trebuie să fie executantul? Tu, ca avocat, ești un apărător, da, și pentru criminal și pentru omul cinstit. Și da? Pentru partea vătămată și pentru infractor. Da. Pe tine mai ușor e să te înjure lumea, că tu dezbați și pledezi. Dar judecătorul dă o sentință. Așa este. Și sunt foarte multe sentințe care sunt dubioase. Și te uiți, această dubioșenie să dă tocmai la clasa politică. Pentru că i-a mituit cu pensii și salarii, da, și astăzi nu am fost de acord cu ceea ce a spus Iohannis, că
că el e de acord ca magistrații să aibă salarii speciale. Nu, Moșe. Nu. Așa nu. Este. Așa este o greșeală administrativă, da. În primul rând. Tu, ca președinte, nu te interesează ce înseamnă administrația, o interesează guvernul. Ai dreptul la o declarație politică, dar din punctul ăsta de vedere greșești. Pentru că acel magistrat, îi luăm pe toți, da? Au învățat o facultate că le-a plăcut. Da? Și medicul învață o facultate că i-a plăcut. Exact, da? Exact. Păi cu ce este judecătorul mai presus decât un medic care salvează o viață? Da? Și medicul are, ca și judecătorul, dosare peste dosare într-o zi și medicul are pacienți peste pacienți, deși eu mă lupt cu medicii, dar mă lupt cu reforma, de fapt, da? Acum sunt avocatul lor, s-a mâncat meseria. Foarte bine! Da. Și, apropo de Iohannis, nu au dreptul la salariu special. Pentru că, oricum, are salariu cel mai mare din sistem. De ce să mai vin eu cu o contraofertă? Și această contraofertă, după părerea mea, da? Care merg pe ideea ascunde adevărul înseamnă să fii complice, înseamnă că la rândul tău și judecătorul când intri pe mâna lui, bă, eu am predat pentru tălică, bă, așa se întâmplă în politica românească. Așa este. Aceste pensii speciale... Nu mă refer la pensii, salariu special. Da, dar conduce la aceste specii speciale. Categoric, acest salariu categoric. Conduce la un final între aceste pensii speciale. Ai 120 de milioane salariu și te pomenești cu 300 de milioane pensii, adică dublu decât salariu. Exact. Sau peste, nu contează. Aceste pensii, lucru care e furt. Da, aceste pensii speciale, la momentul acesta, sunt în proporție de 97%. Da. Deci sunt foarte multe și sunt foarte mari. Deci ar trebui un echilibru. Nu zice nimeni, un judecător, un procuror, să nu aibă o retribuție care să-i confere un confort. Un confort și confortul la nivelul la care este. De acord. Dar în momentul respectiv, da, trebuie să știe judecătorul că trebuie oricând, să fie imparțial. Exact, să fie imparțial. Și oricând el poate să fie tras la răspundere, pentru că în răspunderea magistraților, da, nu mai găsim acest articol. Nu, așa cred. Nu sunt, pot să mă acord, că nimeni nu mai este mai presus de lege. Păi da, judecătorul este mai presus de lege, pentru că el îți dă o sentință, se joacă cu viața ta, nevinovat, dar judecătorul nu mai plătește. Păi ce înseamnă încălcarea articolului 16? De ce nu modificăm Constituția? Păi și ar trebui multe modificări să se facă. După 30 de ani de zile în care am văzut ce înseamnă democrație, în ghilimele, ar trebui să facem multe lucruri ca să fie pentru popor și să fie în folosul poporului, fiindcă asta este de fapt. Toți cei care trag, da, sunt cei din popor. Da. Oamenii normali, oamenii care merg pe stradă și mă uit, nu vezi un chip care să zâmbească, da, nu vezi o figură care să zică da, e un om mulțumit care o duce bine. Nu, sunt oameni triști, oameni care se gândesc la ziua de mâine. De aici pornește din piramidă. Păi din piramidă trebuie pornit cu modificarea acestor legi. Inclusiv cum poți să ajungi ca senator și ca deputat în Parlamentul României. Trebuie clar definite. Nu poți să intri dacă ai condamnare, nu poți să intri dacă ai cazier, domne, nu poți să intri dacă imunitate. Nu ai acolo se emit legile, nu poți să intri dacă nu ai cel puțin o facultate. Adică... Ascultă un lucru. Nu neapărat facultatea. Înainte de toate, poți să ai experiență. Les Valesa. Ai trăit pe vremea lui Les Valesa? Da? Era electrician. Și a fost singurul care a modernizat Partidul Comunist. Atenție! Unde polonezii, pe vremea lui Les Valesa, puteau să părăsească țara, veneau și făceau bișnițăraie în România, în Cehoslovacia, cum era pe vremea, ei erau peste tot. Da? A reformat, era electrician. Pe
Păi ce să cer eu facultăți când avem profesori morali, au vândut Petromul și atâția și au descongestionat. El era electrician, dar avea consilierii care îi dădea sfaturile de care avea nevoie pentru progres. De acord, dar el percepea. El percepea. Și ce au făcut consilierii noștri cu guvernanți? Dacă îi vezi, ce am angajat? Bă, am angajat 30 de consilieri din alte părți. Și ce ați făcut, mă? Păi am văzut Petrom. Vai de mine. Am sărăcit poporul. Vai de mine. Și ce ați făcut, mă, cu consilierea? Păi am bras pădurile. Vai de mine. Eu îmi încarc banii cu buzunare și consilierea au câștigat ceva. Uitați, în Bulgaria, care este o țară de lângă noi și care ar trebui ei să ia exemplul la noi, terenurile nu se vând. E foarte bine. Deci nu se vând, domnule, nu se vând la străini. Da. Ești născut aici, poți să cumperi, poți să vinzi între ai tăi, dar nu la străini. Adică la noi, la momentul acesta, știți foarte bine care este situația. Stai puțin. Ce au făcut consilierii respectivi? Avem insula Marea Brăilei. Păi da. Am vândut-o și pe asta nascuns. Păi da. Da? E, interese. Avem probleme de calitate morală. Iar cei care au vândut-o au fost profesori la facultatea lor. Bă, te pui tu cu profesorul ăla câtă știință de carte. Nu, domnule. Problema că oamenii să aibă moralitate. Iosca Fischer a fost ministrul afacerilor externe al Germaniei și a pus tot sistemul mediului, Ministerul Mediului pe picioare să funcționeze și nu avea facultate. Moralitate. Și l-au aplaudat, pe urmă l-au promovat, l-au făcut ministrul afacerilor externe să culca lumea pe jos când a venit în România. Un om moral. Moralitate și conștiință. Păi și avem noi așa ceva? Și conștiința, cred eu... Conștiință nu și nu. Da. Sau nu și da. Nu, eu nu sunt pesimistă. Nu e genul. Îți mai dau exemplu. Pesimistă. Avem și oameni cu conștiință, avem și oameni morali. Draga mea. Sunt printre noi. Avem. Hai să lăsăm generalizarea. Hai să mergem punctual să vedem câți oameni avem care au contribuit la distrugerea sistemului democratic. Dacă ăsta e sistemul democratic. Nu e pentru sistem noi democratic, democrație. Fiindcă s-a dorit să nu există. Adică noi am înțeles greșit această democrație. Asta am total înțeles-o. Greșit, ajungând acum aproape o colonie. Exact. Eu am mai spus și pe Facebook și reiterez ceea ce spun acum la televiziune, că noi suntem un popor de 300 de suntem un popor care muncim pentru 350 de familii, de mii de familii. Noi ca proști plătim taxe, impozite, car cu sacul, du-te mamă, vinde brânza, oi mai plăti amendă, nu, legal, ilegal și așa mai. Noi muncim pentru taxe și impozitele acestor familii neamuri, care vezi că aparatul guvernamental pe vremea PSD-ului a devenit supradimensional, când pe vremea comunismului aveam 11 ministere și aveam economie. Acum nu avem economie, dar am avut 27 de ministere și acum sunt multe. 16. Tot mulți sunt. Așa este. Da? Economie nu este, agricultură nu este, administrația publică, locală, prezidențială, centrală, locală și centrală, este ocupată la maxim, adică foarte mulți au plecat în străinătate, dar numărul de locuitori a scăzut, dar aparatul din administrația locală s-a mărit. Mărim, da? Avantajele. Și atunci, dar am înțeles și am citit că acum noul legislativ face niște modificări în acest sens. Eu pun problema că noi ca țară la veniturile care le aveam, dacă știam cum să le gestionăm, sigur. Da, eram o țară unde
pensionarii amărâți care munceau 40 de ani fără studii superioare aveau în jur de 2500 de lei. Aia cu studii superioare peste 3000. Domnule, era trai pe bătrai. Și să putea face chestia asta acum foarte rapid. Nu mai există cazul Islanda. Uite-te la mulți dintre ei sunt inculși analfabeții funcționali dintre ei. Da, și pot să spun că și dintre judecători. Nu mai există pătură de mijloc acum. Există sus sau și jos. Da, sus și jos. Dar poporul deci... e atât de mult de prostit încât le e frică că dacă tu mâine, Mariana, vii și le spui, dragii mei, eu vă spun că în 3-4 ani vă fac venitul mediu la 2500 de lei, ei să sperie. Da. Dar nu trebuie să se sperie. Hai să luăm cazul cui? Islandei. Noi o să începem un program unic în lume, unde vom face un astfel de paralelism. Ai fost în America, ai fost în Japonia, ai fost acolo. Mă, ce resurse minerale are, te-ai documentat, Maria? Păi au așa, așa. Și ce venituri au? Așa, 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 da? România. La noi resursele super, sunt... Super, da? Tot ce vrei găsești. Și veniturile? Aha, exact. aha. Fiindcă gestionarea a fost cum a fost, cel puțin până la cine momentul acesta. Cine au făcut-o? Păi cine hai că ne legăm și de avocatul poporului și aici conjugăm. Da. Eu n-am văzut ca CCR-ul, nu știu dacă era în atribuțiunile lor, dar puteau să fie și ca declarații, să zic, în afara selii de ședințe, da? Să spună, băi, Ciorbiu, ai terminat cu 10 facultate de drept, felicitări? De asta am spus și am dat exemplu lui Les Valesa, da? Și mai sunt astfel de demnitari, da? În epoca mai modernă, da? Ai terminat cu 10 facultate, ce grozăvie! Păi bine, mă, și ce ai făcut tu ca avocatul poporului? Nimic decât am încasat bani și ce îmi pui tu mie întrebări? Bine, mă, ai făcut decât un joc politic. Păi și ce mai vrei? Păi bine, mă, dar tu ai avut acolo niște credite și ce? Păi m-am bucurat, mă, ca să ies să stau și eu liniștit, amnistie fiscală. Dar bine, mă, dar nenorocitul ăla care n-are ce să mănânce și sunt femei care... Și copii, atenție, că e partea mai sensibilă, copii care n-au ce încălța. N-au ce încălța în plină iarnă. Da. N-au un săpun, n-au pastă de dinți. Tu ca în nemernicia ta. Nimeni n-a venit. Tu ai solicitat-o. PSD-ule, dă-mi și mie o amnistie fiscală. Da? Că nu aveai destul salariu. Vezi? Astfel de oameni fac parte din cele 350.000 de familii. Pe care noi proștii muncim, cotizăm, păi din ne închinăm și murim cu nof. Eu consider că este momentul, dar avem tot viitorul, chiar viitorul apropiat. Nu mai pentru am cam o vârstă. Nu e adevărat. Care e tot viitor, doamne? Uitați-vă la Trump, are cât 80 de ani și este președinte la America. Păi comuniști când îi auzeai că avem tot viitorul în față, da, a venit lovitura de stat. Trump are aproape 80 de ani și este președintele Americii, da, nu? Da. Deci nu gândim că, nu gândim că de la o anumită vârstă, de la 70-80 de ani, gata, nu mai poți să faci nimic împotrivă. De atunci cred eu că începe înțelepciunea vârstei și că seniorii ar putea să spună un cuvânt prin experiența vieții lor. Să aibă un cuvânt de spus alături de tine, da. Bineînțeles. Alături de tine. Vedem că acești seniori care sunt în CCR, da, sunt seniori. Nu toți. Mai sunt seniori. Și juniori? Da, sunt. Mai sunt. Mai sunt. Dar adică ce fac seniorii? Juniori însemnând, iubita lui tata. 45, 50, stai puțin, ascultă-mă. Fiindcă trebuie o vechime. Auzi, da, nu mai e în imagine ăsta cum îl cheamă. Deci ca să ajungi la curtea președintele Curții Constituționale, cum deci, îl cheamă? Valeriu Dorneanu. Da. Ca să ajungi la curtea Constituțională. Valeriu Dorneanu, da.
trecem la categoria seniori. Păi trecem, fiindcă da, a fost trecem. Reinvestit. Ce pot să învăț eu de la ăsta? Acum spune-mi și mie că a terminat, a terminat facultatea de drept. Băi, câtă vechime! Are vechime și eu cred că... Băi, dar și ce creier e? Eu cred că este un creier, să știți. Păi și eu cred că e creier, normal. Că gândește, dar în folosul cui? A lui Tușaveta, nu. A lui copilul ăla care n-are cu ce să se spele pe dinți, nu. Păi... Dar nu Curtea Constituțională stă să dea pasta de dinți și să dea stăpânul lui Tușaveta? Nu. Prin atitudine, atenție, nici vorbă. Atribuțiile Curții Constituționale sunt totale altele. Total diferite. Acolo eu am dat trebuie guvernul să atitudine. Se implice. Am dat un exemplu de atitudine. Ei nu au atitudini. Ei au atitudini că, domnule, pensia specială este un drept câștigat, ceea ce nu e adevărat. Ăla nu e drept câștigat. E un drept dat în mită. Pensia specială trebuie să reprezinte salariul cu ce pe care l-a avut. Contribuitatea. Da? Aceste pensii speciale, din câte știu eu, de s-a ajuns la nivelul la care s-a ajuns unele pensii speciale, este că s-au cumulat pensia cu nu știu ce spor, cu așa și s-a ajuns aici. Dacă s-ar lua doar salariul efectiv, atunci pensia n-ar mai fi așa specială. Ar fi la un nivel decent pentru personajul respectiv. În serviciu de stat, da, pe care eu și tu ne ducem și contribuim în nemernicia și în prostia noastră, da? Nu, din obligația noastră, avem, ca cetățeni. Nu, că suntem și proști, da? Că acceptăm și că nu luăm atitudine. Păi uite, luăm atitudine discutând. Da, primul lucru este discutând. Păi acum da, cum facem. Dar nu se ia atitudine generală. Da, cum e posibil ca într-o întreprindere de stat românească, fără intervenție de capital, să fie unul care are salariu mai mare decât îl are Donald Trump? Băi, este strigător la cer. Și Donald Trump, da, hai să vedem, dacă... are un continent în spate. Așa este, dar dacă contractul colectiv de muncă... Dar lasă-l, dracu, Doamne, iartă-mă de contractul... Păi cine l-au făcut? L-au făcut niște idioți în favoarea unora. Păi l-a făcut în favoarea lor, nu? Păi bun, în Parlament... Consiliul de Administrație, angajatul e cu prin angajatorul... Lege organică? E prin lege organică? Ce anume? Acest lucru? Nu, depinde de la instituție, de la instituție, de la societate la societate. De la un vot la un vot. Da? Eu mă refer de în aceste parlament. Salarizări de care discutați în societate. Salarizările astea bolnave. Deci aici există angajat, angajator și sindicat, care se întâlnesc la masa deliberării și se pun de comun acord. Dacă ei își permit să-și aloce niște salarii care să le permită ceea ce doresc ei, asta înseamnă că la societatea respectivă merge bine. Nu e adevărat. Multinaționalele, de exemplu. Nu e adevărat. Multinaționalele cu totul altceva. Păi... Aici la un institut de statistică, care este pur și simplu, și făcut specificarea, că nu este nicio intervenție. Nu, aici, într-adevăr, aici vii și există... spui aluia, băi, tată, îți dau 16.000 de euro. Președintele țării nu are salariul ăsta. Cum poți? Nu mai să fac comparația cu Donald Trump, pentru că avem președinții în Europa care nu are venit unui astfel de om. Da? Păi cei care au pus un astfel de salariu, bă, ăștia nu sunt bolnavi la cap. Îi tratez eu. Există, îi tratez o gratis, lege, există, da. Există, de fapt, există mai multe legi în care se salarizarea din sistemul medical, din sistemul universitar, din sistemul parlamentar, din sistemul... Deci fiecare există o lege de salarizare pe trepte și, bineînțeles, că președintele, vă referiți la președintele Consiliului de Administrație, presupun, nu? Sau... Eu am zis de președintele țării. Președintele țării al nostru. Sau cum a fost un fost director de penitenciar, sau cum se numește, da. Director de penitenciar, da. Are cea mai mare pensie, te apucă de amblava.
Numai într-o țară ca România poți să ai așa ceva. Și am dat cazul Islandei, că aici vreau să văd că tu vii să faci o propunere. Islandezii erau și aia plini de corupție, dragi telespectatori. În 2008 au pus mâna pe furcă. Vorba vine, au făcut o revoluție de cafea și au scos. I-au arestat pe politicieni, unii care erau deși acolo, parcă curgeau păduchii pe ei, da? Corupți, au scos multinaționalele, băncile proprii și au înființat bol și le-au desființat pe alea, și să vezi, taică, că stau cu ușile deschise, bașca că-ți mai dă și 5.000 de euro dacă este să te stabilizezi acolo. Da? Să vezi oamenii aia și copiii aia, mă uitam la ei, domne, îți venea să iubești, pe cuvântul, cât de relaxat, cât de... M-am dus, era la Reykjavik, crosul național, cum era la noi pe vremuri Daciada. Cred că în Reykjavik ăla s-au adunat toți. Știi câți polițiști erau? Unu. Acești polițiști nu folosesc arme, atenție, arme. Da? Și s-au făcut într-un an, doi ani și au schimbat sistemul complet. Păi exact asta trebuie, schimbat sistemul. Dragă, acolo e o unitate de popor care sunt de acord. La noi avem 1001 de instituții, de votanți, care cu drag și cu lacrimi în ochi votează coruptul. Păi votează. Vezi, e problema de mentalitate, că aici vreau să spun, de mentalitate. Și atenție, este țara, dragi telespectatori, unde nu mai are armată. Nu-i mai cotropește nimeni. Nu, eu consider că o țară puternică trebuie să aibă și o armată puternică. În toate magazinele lor, da? Și atenție, nu sunt gustoase, că am mâncat câteva să mănânc și eu acolo de ale lor, nu? Altceva n-aveam ce să mănânc. În toate magazinele se găseau numai mâncare produsă din Islanda. Aveau regulă. Bă, dacă avem ceva nevoie din exterior, facem atunci. De atunci ei își promovau numai propria lor mâncare. Păi la noi, hipermarketurile aduc din Ungaria, aduc din Polonia, aduc din Spania. Da. Chiar iar produsele amărâților restaurant, da, de pomicultori merele, îngheață pe că da, nu sunt categorie, luate de în loc să le ia și să... Da. Păi ne trebuie un model islandez. Nu am văzut la televizor și nici în partidul tău că vine unul să spune, domne, hai să facem modelul respectiv, să furăm și noi modelul respectiv. Păi eu o să vin la un moment dat cu o parte din statutul partidului și o să vedeți că ceea ce spuneți noastră se regăsește în statut. Da. Te aștept? Cu siguranță. Dragi telespectatori, vreau să ne relaxăm cu Charlie Chaplin, pentru că prea am combătut aici, prea așa, ne-am fierbătat, la mod dar general. La urma urmei îmi cer scuze, dar sunt unul care am o vârstă și m-am săturat de sistemele pe care le avem în România. Trebuie să ne gândim cu toții că se poate schimba și de azi pe mâine, mă refer într-un an, doi, dar se poate, se poate, încât și noi ăștia boșorogii să avem un zâmbet pe buze, că nepoții noștri o să trăiască mai bine și chiar noi care suntem pe ultima sută de metri o putem duce mai bine. Hai să preluăm cu toții modelul islandez, hai să preluăm cu toții modelul și calitatea umană suedeză, hai să luăm cu toții modelul finlandez, hai să preluăm cu toții modelul norvegian, astfel de modele le veți găsi și chiar japonez le veți găsi numai și numai la Inedit TV cu emisiuni deosebite. Și vă invităm, dragi telespectatori, pe acel telefon 0721 870573 să dați telefon care dintre dumneavoastră aveți experiență economică sau chiar dacă nu aveți experiență economică, ați trăit într-o țară și ați văzut un model și v-a plăcut din țara respectivă, vă așteaptă tata să veniți aici să arătăm oamenilor că se poate. Nu să ținem pentru noi un secret, pentru că la urma urmei logul televiziunii noastre este ascunde adevărul, înseamnă să fii complice. De asta sunt așa despurcat la gură, pentru că nu vreau să fiu complice la un astfel de dezastru. Vă iubim, la revedere și nu uitați, noi suntem o arcă pentru dumneavoastră. Ceapul!